Bună ziua! Bun găsit la Closing Bell. Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne reauzim. Avem o ședință mult mai interesată decât ne-am fi așteptat. Tendințele de vânzare au fost accentuate în mod chiar abrupt în anumite piețe. În ceea ce privește EURUSD, aici nu am avut mișcările cele mai spectaculoase din universul valutar, ci doar o străpungere la nivelul de 35,83, care ulterior a permis o mișcare înspre suportul următor de la 35,44. Aici lucrurile par un pic ezitante, vom vedea cum arată datele de la ora 5 din Statele Unite privind comenzile industriale, deocamdată un mix de date dezamăgitoare privind Europa, anume încrederea investitorilor măsurată de Sentix și mai ales presupunerea că în Spania putem risca alegeri anticipate odată cu scandalul care îl vizează pe premierul Rajoy. Toate acestea au creat un mediu negativ pentru euro și mult favorabil activelor de refugiu. Dolarul american și mai ales yenul japonez au avut de câștigat. În momentul de față, suport la 35,44 și ulterior la 35,29, rezistența la 35,83, apoi 35,93 și, mai important, acest 36,08. Atenție la modul în care ar închide ședința, o revenire în interiorul canalului de trend nu este un semnal pozitiv pentru perioada următoare. Lira sterlină a cunoscut inițial o perspectivă destul de volatilă, însă diferența față de ultima perioadă este vizibilă. Lira este văzută din nou comparativ mai bine față de euro. O reversare a unui trend destul de puternic instalat anterior permite ca lira să se aprecieze în fața dolarului, în ciuda unor date slabe din sectorul de construcții. Nivel de rezistență la 57,51, dincolo de acesta probabil că minimul local de la 57,73 ar putea oferi un nivel important. Pe traseu descendent 57,24 de urmărit. Mișcări spectaculoase am văzut în piețele de capital. Indicele pieței germane, spre exemplu, a reușit să străpungă toate barierele pe care le-am menționat noi de dimineață, urmând traseul descendent cu o vivacitate surprinzătoare, odată cu depășirea palierului de la 7760, deja a fost rupt un întreg nivel de apărare și deprecierile până sub 7700 de puncte s-au succedat foarte rapid. În momentul de față, 7709 rămâne ca nivel de închidere, deci nu la nivel intra-hour, un suport valabil și pe termen scurt o dinamică de consolidare ar putea fi de urmărit, dacă nu chiar cea a unei anumite reveniri. Ei bine, 7725 și 7742 merită monitorizate în ședința de astăzi. Ca și nivel de închidere, daily va conta, să trecem pe un grafic zilnic, va conta, credem noi, nivelul de 7709. O închidere sub acesta mai ales ar fi un semnal negativ puternic. Nici o închidere marginală deasupra nu ar deveni foarte încurajator, dar un semnal slab ar fi dat de o închidere sub 7709 puncte. Piețele yenului japonez, mai ales USDJPY și într-o măsură chiar mai mare EuroJPY, au bătut în retragere. Yenul s-a întărit datorită recalculării perspectivei privind riscurile. Bine, în momentul de față am putea spune că nivelul de 125,87 este un nivel important de rezistență. Peste acesta, următoarea linie o vedem ca fiind în zona 126,14. Pe traseu descendent, suportul se regăsește la nivelul de 125,47. Prețul aurului a continuat o evoluție laterală indecisă, a mers înspre nivelul de 1661, dar așa cum ne așteptam nu am reușit să depășim acest palier. A urmat de aici o revenire și probabil că acțiunea se poate derula în a doua jumătate a intervalului, în jumătatea superioară, în perioada următoare. 1674 și 1661 reprezintă limitele cele mai importante. Prețul petrolului, odată cu mișcarea negativă din piețele de capital, care evident afectează și perspectivele privind economia și deci consumul de petrol, a cunoscut o retragere, sub nivelul de 115,93. În momentul de față 115,28 și 115,10 sunt niveluri puternice de suport. Pe termen foarte scurt avem o tentativă de revenire, fără închidere peste 115,93. Ea nu prea are mari șanse de continuare. O imagine interesantă avem pe un grafic daily pentru indicele britanic. După o perioadă lungă de apreciere, într-un trend destul de dinamic, linia de trend, ca și în cazul indicelui din Germania de altfel, a fost străpunsă temporar. Vom vedea însă dacă închiderea se face sub nivelul de 6232, atunci putem avea un semnal destul de serios în logica continuării unei tendințe descendente dacă această linie de trend este străbătută și palierul respectiv este depășit în sens descendent la nivelul de închidere al acestei ședințe. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și în continuare o ședință profitabilă și o seară reușită. Numai bine, la revedere!